Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă emisiune Viața Gorjului. Vreau să vă spun că și invitatul nostru a aflat titlul cu ocazia aceasta. E vorba, deci titlul emisiunii este Gheorghe Porumbel la 60 de ani. Domnul director al ansamblului profesionist Doina Gorjului este în studioul nostru, a revenit în studioul nostru și spunem bun venit! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, de fapt. În același timp, vă spunem la mulți ani pentru aniversarea din aceste zile și vă dorim să, adică vă dorim și vă dorim și nostru, măcar peste vreo câteva decenii să vă sărbătorim tot pe SATV. Bineînțeles, poate în altă locație. Să rămână, vă mulțumesc frumos. 60 de ani, într-adevăr, e o vârstă rotundă. E, zic, vârsta de pline selectuți, fiindcă dacă până acum nu m-am copt la minte, de acum încolo invers, o să dau un anii copiilor, cum e vorba. Ce vreau să zic din capul locului este ceea ce am spus, de fapt, mereu, la tot pasul, tuturor cu care m-am întâlnit și care mi-au urat la mulți ani, nu știu când au trecut acești ani. Asta, în sensul că timpul trece foarte repede și chiar i-am sfătuit pe cei tineri, aveți grijă că o să pățiți și voi ca mine. O să ajungeți la 60 de ani și vă puneți aceeași întrebare. Până la urmă, firească. De fapt, când s-au dus acești 60 de ani? Și totuși au trecut și vârsta e irreversibilă, așa că singura soluție este să privim înainte și să mergem înainte. Da, și iată că vorbeam foarte puțin la începutul acestei emisiuni, dar din ce știu despre cariera dumneavoastră, dedicată în general vieții culturale din județul Gorj, este plină de etape, plină de perioade, care de care mai reușită. Și mă gândesc că acum o să vă întreb ca o primă întrebare a acestei emisiuni, când a fost, să spunem așa, mai plăcut pentru dumneavoastră ca, să spunem așa, în cadrul Casei de Cultură la Novaci, când vă ocupați de ansamblu de acolo, când erați la primărie, primarul Novaciului, sau de circa 10 ani de când sunteți directorul ansamblului profesionist Doina Gorjului? Care perioadă vi se pare cea mai interesantă, cea mai plină de... Da, m-am gândit foarte bine la întrebare și la răspuns, de fapt, și voi spune ceea ce, de fapt, și cred, că fiecare perioadă a fost cu farme cu ei și întotdeauna, dacă a fost ceva ce nu mi-a plăcut, mai bine l-am făcut. Așa că acolo unde am fost, am pus suflet, pus la dispoziție toată priceperea, am fost deschis să învăț, eu sunt și acum convins că nu le știu pe toate și că am multe de învățat chiar pe postul pe care sunt la Doina Gorjului. Dar asta nu înseamnă că nu pot să iau și acum sfatul la vârsta asta. Așa că fiecare perioadă a fost cu farmecul ei și peste toate dă-i acel regret că au trecut 60 de ani. Din acești 60 de ani, sau poate din partea profesională, avem câteva fotografii. Mărturisim acum, prima surpriză este că am făcut-o cu complicitatea familiei de data aceasta. Fica dumneavoastră ne-a pus la dispoziție câteva din aceste fotografii. De asemenea, e vorba de Adelin Ungureanu, prietenul nostru comun, în același timp consilier local la Novaci, fost director al Casei de Cultură, are și el, să spunem așa, multe merite. Doctorul în drept, Adelin Ungureanu. Da, și fiindcă, doctorul în drept și colaboratorul vertical. Este un titlu, vertical. Este o muncă enormă în spatele obținerii acestui doctorat și e bine să-i fie scoase în evidență calitățile, fiindcă Adelin este într-adevăr un copil de excepție. Zic copil, fiindcă este deodată cu copilul. Colegii meu N-au mai așteptat din regie, au dat drumul deja la primele poze cu dumneavoastră. O să vă rugăm să ne și spuneți unde erați acolo, pentru că poate unii chiar nu vă recunosc, sunt la începuturi. Da, nici eu chiar nu știu de unde e poza asta. Oricum, sunt poze din prima poză, unde eram în costumul acela cu în anii 70, din ce mi-am putut. Dar e undeva la un spectacol, Eu cântam cu taraful Casei de Cultură din Novaci, cu formația, cu orchestră, pot să zic așa, fiindcă erau 19 instrumentiști la vremea respectivă la Casa de Cultură și mă ocupam de acest taraf, că așa îi spunea la vremea respectivă, și automat cântam. Nu e nicio rușine, am spus întotdeauna, am spus și acum, în tinerețe am cântat la nunți, la botezuri. Cântați, dansați, a spus și dansator. Am cântat deopotrivă din gură, deci vocal și
la iată instrument. Iată și aici o altă imagine. Da, în tineresc și am purtat mustață, sigur că da. Probabil asta este o poză... De pe la erii de odinioară. Da, sigur că da, nu e exclus să fie. Chiar nu mi-aduc aminte unde și cum sunt pozele astea. Aici deja sunt, cum să zic, la o vârstă când aveam și... pe fiul meu. Anii 80, acolo. Început de anii 80, da. Semănați mult cu Adrian Păunescu la vremea respectivă. Da. S-a dus vremurile. Vai. Dar chiar îmi vine să plâng. Uite, eu pozele astea nu știam nimic de ele. Noi am reușit să facem rost de ele. Nu știam de existența lor. Aceasta este? De când copiii în vârstă de școală. Da. Vreau să vă spun din capul locului că asta e, cum să zic, marea satisfacție. Am o familie foarte reușită, am copii extraordinar de reușiți, am de asemenea o noră pe măsură, cu uscri la fel sunt și, nu în ultimul rând, am o nepoțică extraordinară. Aici unde sunteți dumneavoastră? Aici, cu siguranță, este vorba de Zacopane. Și sunteți cel cu pălărie? Da, sigur că da, și sunt cu pălărie, sigur că da. Uite aici, asta e la o nuntă. Asta e la o nuntă, o poză la o nuntă. Cântam, uite, cântam la tobe. Și din gură, bineînțeles. Uite, cu Fănică Cosor, cu Ion Bazachia, cu Bietul Cafadaru, care s-a dus în urmă cu câtva timp. Aici este o poză la munte, la Ștefanu. Așa sunt cu domnul director Stelea. Și suntem în așteptarea directorului general al administrației drumurilor pe țară. Boicu se numea domnul director și de fapt vă spun că de aceste momente se leagă începuturile modernizării drumului de la Rânca. Vai de mine, dar atâtea poze am de care nu știam încât rămân chiar de-a dreptul uimit. Și încântat, cât aveați bineînțeles. Aici? Cum? 30 de ani pe undeva pe acolo? Aveam, păi da, sigur că da, la 30 și... La 36 de ani am fost... Aici sunt că ați plecat din alte... La 36 de ani am fost primarul orașului. Timp de 10 ani până la 46. După aceea, între 46 și 50 am fost director la o casă de... Aici cu domnul președinte Ion Călinoiu. Am fost director la Casa de Copii din Novaș, iar din 2004, când aveam 50 de ani, ca și Liviu, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească acolo sus, în cerul unde o fi săracul. Deci la 50 de ani am venit la ansamblul Doina Gojului în calitate de director. Aici în postura de ciobănaș până la urmă. Da. Într-un spectacol de la Casa de Cultură, da, e mai recentă. E mai recentă, sigur că da. Nu, intenționale am făcut așa mai de mult și mai recente, tocmai că să facă telespectatorul să poată să facă și puțină comparație între Gheorghe Porumbel la diverse vârste. Da, e tot dintr-un festival probabil. Da, o prezentare. Iată, chiar o... Asta chiar nu știu. Înainte de 90? Da, sigur că da. Sigur că da. Sau de anii 90 când veneați primar la Novaci? În orice caz, eu cred că înainte de 90 chiar poza asta. Am dat-o pentru farme cu ei, sper că nu vă supărați că Vai de mine, cum? Asta e la munte și uite, acolo e chiar... Mașina drumurilor acolo, în spate, aici. Da. Sunteți în un studio de registru sau la un... Undeva, la un chef. Da. Dacă nu cumva, cel cu barbă, dacă nu cumva e fostul meu coleg de liceu, Sabin Popescu. Nu știu exact. Aici, aici sunt la birou. Acum, la Doina Gorjului, mai aveam urme ușoare de păr, acum nu mai am deloc. Poza e de acum câțiva ani, da. Sigur că da, da. Tot așa, aici, uite, sunt cu domnul Vice Popescu, cu Ion Ghițulescu, colegul meu, cu domnul senator Florescu, cu domnul Nicu Rotaru, fostul șef al stațiunii de la Săcelu, actualmente pensionar, mai mare decât mine cu 2 ani. Aici sunt cu Cristina Turcu Preda. Da, sigur o poza care am folosit-o și pentru prezentarea acestei emisiuni. Da. Mie îmi place... E o poză de acum 2-3 ani. Deci da, sigur că da. Asta vreau să zic, că mie îmi place costumul ciobănesc. Mie îmi place chiar... aici asta e făcută la Favorite TV. Da. La Favorite este, sigur că da. Aici, uite, cânta Maria Loga. Și Cristina era... Și am plăcut. Chiar Cristina era realizatorul emisiunii la care am fost noi acolo, da.
Da, da, aici, aici sunt, Maria Ciobanu. Da, sunt alături de Maria Ciobanu. Da. Cu câțiva ani în urmă, după cum se poate vedea. Da, nu de mult, că uite, tot așa, păruse, cam dusese. eu după chelie. Dar n-ați putut să vedeți pozele înainte, chelie, așa, da, așa că chelie, normal e să vă aduceți. Da? Aici, asta am impresia că e... Cu ceva ani mai în urmă. Da, făcută, cred, dacă nu cumva la Muzeul Satului, la Curtișoara, la o acțiune unde sunt anual invitați acolo, cu prilejul zilelor orașului Bumbejiu. Aici... La Casa de Cultură. Sigur că da, la Casa de Cultură. Unde-i sediu, de fapt, al doi negoțului? Da, da, da. Aici am avut o... Azi e vorba de... Da, da, da. A fost o consfătuire cu toți directorii de ansamblu din țară și cu coreografia. Aici sunt cu Florin Călinescu. Vă dați seama că mă întâlnesc cu tot felul de... Fotografia cred că are un 10-15 ani, nu? Cu Florin Călinescu? Da. Nu, e după ce am venit la Doina Gojului. Asta vreau să vă spun, că mă întâlnesc cu tot felul de... Tot felul de personaje și personalități. Asta cred că are undeva la 30 și ceva de abuz. Da, asta da. Păi, vă spuneam că eu cântam la vremea respectivă, cântam vocal pe scenă. Vă mai recunoașteți în pozele de odinioară? Da, da, da. Da, uite. Aici n-aveam nici mustață. N-aveam, eram copil aici, copil. Dar da. Eu nu știam de existența acestor poze, sincer. Da, da. Mulțumim încă o dată fiicei dumneavoastră, Georgiana. Georgiana, da. Pentru că ne ajută, deci a fost o complicitate, cum spuneam și cu Adelin Ungureanu, să facem rost de aceste fotografii. Și cum spuneam, începem cu două surprize din partea în Sat TV și al lui Adelin Ungureanu. Este un... un cristal care să vă amintească și de această emisiune de la Ensat TV. E din partea Ensat. Și... Mulțumesc frumos de tot, mulțumesc frumos. Da, și în același timp, o diplomă pe care mi-am și rămat-o, Asociația Proverticală. O să vă arăt imediat. Da, da. Da, țineți-o dumneavoastră. Deci, uite că Ensat, da, Ensat TV, Asociația Proverticală și Săptămânalul Vertical. Da, puteți să o întoarceți și citiți-o dumneavoastră ce scrie. Se conferă la aniversarea vârstei de 60 de ani pentru meritele deosebite avute în păstrarea și promovarea autenticității tradițiilor populare din Gorj și managementul actului cultural. Mulțumesc frumos de tot, de tot, de tot, de tot. Și semnată de domnul Daniel Norocea, managerul Ensat TV, l-avem la butoane. De doamna president Aura Stoienescu. Și de domnul director Cornel Șomăcu. Mulțumesc frumos de tot, vă mulțumesc tuturor. Și noi vă mulțumim că ați venit la emisiune, vă mulțumim că sunteți în plenitudinea forțelor și cu siguranță o să ne mai oferiți și alte momente de care să fim mândri și noi ca gorjeni, în primul rând, și bineînțeles iubitorii de folclor în mod special. Domnule, vreți să vă spun ceva? În ciuda celor 60 de ani, sincer, mă simt încă tânăr. Adică bine. Nu mi-e preget să fac ceva, să mă duc la serviciu, să mă duc peste tot unde trebuie. Pur și simplu, deocamdată nu simt acești 60 de ani. Da? Cum să zic, timpul e înainte. Da. Trebuie să mai spunem să mulțumim încă o dată și lui Adelin Ungureanu pentru complicitatea la toate aceste momente. În același timp, Spuneam și în emisiunea trecută când a fost aici, că Adelin este prietenul meu. Prietenul meu adevărat, în sensul frumos și adevărat al cuvântului. La un moment dat chiar nevastă mea, când aveam mai mult timp și ne întâlneam mai des eu cu Adelin, bă, zice, ce discutați, bă, că zice, tu ești un hodorog și ăla un copil. Bă, zic, găsim suficiente subiecte. Apropo de chestia, un telespectator vă spune că ești prea tânăr la 60 de ani, ești adolescent. Cineva, Andrei, vă urează la mulți ani și tot ce vă doriți, dar în special o Doina Gorjului la Doina Gorjului la mai mare. Le mulțumesc tuturor din suflet și cu tot sufletul și aceleași urări le întorc tuturor. Iar în ce privește Doina Gorjului, vreau să vă zic ceea ce de fapt mai spuneam, referindu-mă la perioadele care au alternat în viața mea, să știți că eu la Doina Gorjului mi-am măsurat, să zic, forțele înainte
Și după ce am crezut că sunt în stare să duc mai departe ce a lăsat Liviu Davidescu, abia atunci am acceptat. Și faptul că Doina Gojului există și rezistă, eu îndrăznesc a spune că e o dovadă în sensul acesta că a mers mai departe. Bineînțeles, o spun întotdeauna și o spun și acum, e o mare adevăr la mijloc. Dacă nu ai sprijin, dacă nu ești ajutat, nu faci nimic. Iar acest sprijin a venit și vine în continuare din partea Consiliului Județean și în mod deosebit din partea domnului Călinoiu, care, pornind de la faptul că este un mare iubitor al folclorului, este aproape de noi, de Doina Gorjului și implicit aproape de mine în ceea ce fac și în ceea ce trebuie să fac. Da, trebuie să mai spunem că un alt telespectator ne felicită pentru faptul că am avut această idee. Da, cu siguranță ne felicităm și noi că am avut această idee. Trebuie să vă spun însă altceva și de fiecare dată mă văd obligat să spun acest lucru. Telespectatorii să înțeleagă că acest număr de pe ecran este doar pentru SMS-uri. Da, da, pentru da. Că avem în continuare apeluri pe acest număr și automat creează mici sau mai mari probleme și pentru colegii din chiar au vrut să intre mai mulți din cei care ne-au trimis mesaje, unii au vrut să intre în direct. Deci nu primim decât SMS-uri. Haideți să ne întoarcem cu ajutorul imaginilor, să mai rugăm pe colegii din regie să mai dea acele imagini încă o dată, dar aș vrea să ne povestiți câteva momente din ce vă amintiți și să începem poate cu perioada Novaci, cu perioada Novaci care vă spuneam se împarte ea la rândul ei în două. Partea când dumneavoastră coordonați partea de activitate culturală și perioada de 10 ani când ați fost edil. Nu, eu aș zice să începem chiar cu începutul, cu copilăria, cu locul nașterii. Cu atât mai bine. Da. Am spus întotdeauna, și o spun, provin dintr-o familie de oameni modești, săraci pe românește, că e mai pe înțelesul tuturor. Așa. Maica mea a fost casnică, taică meu a fost pădurar după ce făcuse războiul mai mulți ani. Așa că eu am venit relativ târziu după ce s-au căsătorit ei pe lume și am fost singurul lor copil. Am fost singurul copil. Pornind de aici, s-au întâmplat mai multe, în sensul că după terminarea liceului, dat fiind faptul că eram unicul susținător al familiei, amândoi părinții îmbolnăvindu-se între timp, n-am putut să plec prea departe. Am lucrat, nu e niciun secret, n-am nimic de ascuns și de... Am lucrat după liceu, în primă fază, asta însemnând vreo 3-4 ani, șef de coloană la o coloană de tractoare la forestieră. Din 77 am venit la Casa de Cultură, adus de primarul de atunci, de domnul profesor Serghe Leuștean, Dumnezeu să-l odihnească. Da, unul din primarii de legendă ai Novaciului, da? A dus la Casa de Cultură pe post de instructor metodist. Dumnealui nu mai era primar la vremea aia, dar era în Consiliul Popular local acolo, era membru în Consiliul Popular și a susținut cu tot din adinsul ca eu să fiu adus la Casa de Cultură. De ce? Ca și motivație să nu mă pierd într-o lume a tăietorilor de lemne, unde tentațiile, mai știu, erau destul de mari și către un pahar și către tot felul de lucruri din astea, mai puțin demne de o cale aleasă în viață. Și atunci m-au dus acolo, unde am rămas până în 1983. În 83, la sfârșitul anului, 84 de fapt, a trebuit să plec de aici, fiindcă a fost trecută Casa de Cultură și toate așezămintele culturale au fost trecute pe autofinanțare. Unde m-am dus? M-am dus tot la munte. De data aceasta, pe post de maestru de exploatări forestiere, unde am rămas până în 89, pe mine Revoluția m-a găsit la munte acolo. Aveam vara în subordine și câte 150 de oameni, răspândiți pe nu știu câte văi și pe nu știu câți munți acolo, în zona Novaciului, desigur.
cei care urmăresc și care știu, eram, aveam, cum să zic, lucrări pe care le coordonam și în Râmca, și pe Valea Tărtărăului, și pe Valea, și la Setea Mare, și pe mai multe, pe mai multe masive și mai mulți, pe mai mulți versanți acolo. Asta era. Lucrai, repet. Și când se făceau. Da, și când se făceau, da, sigur că da. Acum, o să, poate că cineva pune întrebarea, de ce ne-a apărat la munte? Eu am crescut la munte, taică meu pădurar fiind, eu, toate vacanțele mele, pot să spun, nu numai, cred că nu greșesc dacă spun că și înainte, din vremea grădiniței, în toate vacanțele de vară, mă duceam la munte, le petreceam la munte, așa că eu am fost legat de munte și muntele, cred eu că reprezintă o motivație, sau poate reprezenta o motivație pentru oricare, nu numai pentru mine. Așa că de asta m-am dus acolo. În 89, când a venit Revoluția, eu chiar eram cu, la vremea aia, chiar îmi pregăteam niște ruși, să le zic așa, că lucram, nu lucram numai cu oameni din zonă, lucram, aveam echipe din Maramureș, am avut o echipă de ucrainieni care au lucrat în toți anii ăștia cât am fost eu la pădure, numai cu mine, adică de fapt șeful de echipă. Îmi devenise prieten foarte apropiat și el mi-aducea oameni, eu întotdeauna, noi mergeam de mai multe ori pe an acolo la ei acasă, fiindcă era o mândrie să vadă acolo, să se vadă în sat că a venit șeful lor la ei acolo. Și întotdeauna eu mă duceam, de fapt, să mă plimb până acolo, obligat, bineînțeles, de chestiunile de serviciu, dar nu aveam probleme, că știam că el mi-aduce oameni, discutam deja când pleca acasă, discutam ce are de făcut și, bineînțeles, că la, atunci când, după ce treceau sărbătorile, când revenea la lucru, pentru mine era totul pregătit. Și vreau să mai zic un lucru. Am ajuns într-un an de zile, din momentul în care m-am dus maestru de parchet, din ăla care știam foarte puține, din tainele, să zic, documentelor, hârtiilor, astea, că acolo nu e vorba de a fi, era atunci, și bănuiesc că și acum ar trebui să fie la fel. A fi maestru nu însemna să încarci mașini sau să salți, să rostogolești bușteanul. Trebuia să te ocupi de tot ce le trebuie la oameni, să le creezi condiții și, bineînțeles, să ții toate evidențele, fiindcă eu eram cel care repartizam inclusiv banii pe care ei primeau oamenii respectiv care lucrau. Așa că, de asta zic, nu era simplu, n-a fost simplă chestiunea. La Revoluție m-am trezit, venind de la munte, bă, stai un pic, uite, întrebare de tine aici, uite, întrebare de tine, domnul, nu știu ce s-a, nu pot să, aș minți dacă aș spune, am auzit și eu fel și chip ce s-a întâmplat prin Novaci, că a fost și acolo Revoluție, n-am fost, eu am fost la serviciu, la munte, în ziua respectivă, am venit, și uite, totuși, hai până la primărie, că te așteaptă, am dus acolo, bă, uite, așa, perioadele de tulburi, atunci toată lumea se sfia să, cum să zic, să rămână în primărie. Nu mi-a fost frică de nimeni și de nimic. Am rămas și nopțile acolo, chiar mai multe nopți, sunau, înjurau, făceau. Bineînțeles că le răspundeam la fel, de acelea, pe același tot. Dar mi-aduc aminte că într-o noapte vine unul că, băi, Ghiță, trebuie neapărat să spargem, să luăm armele de la gărzile patriotice, că sunt teroriști. Ai spus, bă, dracu, vezi de treabă, lasă, aia nu, acolo nu spargi, nu, lasă. Zic, sunt alții care dau ordinele astea, nu. În fine, cum a fost perioada aia atunci? După care, cum spuneam, prin ianuarie 90 am fost numit în primă fază primarul orașului. Numit fiindcă în 92 au fost primele alegeri libere. Și am rămas în această funcție de primar până în 2000. În 2000 n-am mai fost ales. E, cum să zic, ulterior am realizat și e valabilă în continuare chestiunea asta. Există o perioadă de erodare pentru fiecare. Există un timp după care, indiferent cât ai fi de bun, oamenii vor altceva. Vor altceva nou, vor zice altul mai bun. Așa, eu nu o să comentez în niciun fel ce a fost după mine până în 2012. Voi spune doar atât că în 2008, ulterior am aflat cum am fost lucrat ca să nu câștig funcția de primar, iar în 2012
hai să nu fiu atât de dur, să zic că nu am fost lăsat, deși ăsta e adevărul, să candidez la funcția de primar, cu toate că, așa cum o spun eu în multe situații, ieșeam primar și de la Partidul Găinilor, dacă aș fi candidat. Asta este, am înțeles, domnule, politica este complicată, eu am făcut politică de la Revoluție și înainte am făcut Revoluție, și înainte de Revoluție am făcut politică, nu mi-e rușine să spun că am fost pionier, pe vremea mea și nu a apărut. Am fost pionier, apoi am fost comandant de unitate de pionier, am fost UTC, secretar de UTC pe liceu, pe oraș, și cam atât, că în rest, pe urmă, da, am fost primit la excepțional în partid, la 18 ani, în clasa a 12 am fost primit în partid și mă duceam cu dascării la ședințe de partid. Bineînțeles că unul dintre profesorii de atunci nu le convenea, așa că se discutau și vrute și nevrute acolo și totuși trebuia să mă duc, eram cu drepturi de pline. Am fost mai multe chestiuni. De exemplu, în calitatea asta am salvat un coleg care actualmente este profesor universitar doctor la facultatea de la Babeș-Bolyai la Cluj, e profesor de filozofie, profesor doctor. A fost pe punctul de a fi exmatriculat. Și el știa asta și toți colegii mei din clasă și din an știu. Și acum a spus, bă, dacă nu erai tu Gili, că așa îl cheamă Virgil, așa, dacă tu erai tu, ce Gili, îți dai seama că se tăiau toate posibilitățile de a ajunge ceea ce este el acum. Repet, mare profesor universitar la Babeș-Bolyai în Cluj. Da, poate dacă ați fi rămas primar și în 2000, de exemplu, sau ați fi reveit, poate că nu făcea și lucrurile frumoase de la Doina Gorjului. Toate lucrurile se rezolvă pe undeva. Da, eu am înțeles. Și să știți că mulți vă apreciază și pentru ce, nu pentru ce ați făcut la Novaș, vă apreciază și pentru ce ați făcut la nivel județean. Acum eu spuneam, momentul Doina Gorjului. Eu spuneam și este valabil, e chiar ceea ce simt. Eu pun suflet în tot ce fac la Doina Gorjului. Lucrurile sunt destul de cum să zic, de complicate. În ce sens? În ce sens? Banii sunt tot mai puțini. Timpul oamenilor este tot mai scurt. Așa. Și, cum să zic, perioadele de spectacole sunt cam aceleași pentru toate localitățile. Spre exemplu, după ce, bine, n-am trândăvit, slavă Domnului că am lucrat, am făcut repetiții, am făcut în lunile astea de iarnă. Dar acum, întotdeauna când vine luna martie, când se deschide timpul așa, încep atâtea și atâtea probleme încât la un moment dat te gândești, bă, ce să mai faci, cum să mai faci față, iată și în zilele astea. Eu, săptămâna trecută, o chestiune de serviciu m-a făcut să nu fiu prezent aici pe 11 aprilie, astăzi era, la ora când vorbim, trebuia să fiu la Râmnicu Vâlcea, la Muzeul Satului, la Bujoreni, acolo unde TVR2, doamna Maria Tănase Marin, filmează. Având în vedere că televiziunea publică, putem să o amintim, da, fără da, probleme. Sigur, da? Da, 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 sigur. Nu, eu nu... Nu suntem în concurență, deci nu e problemă. Da. Vreau să vă spun că au venit mai multe mesaje, o să vă citesc câteva din ele. Numai o secundă. Domnul Romeo Chiriac, director al JOFM, vă urează la mulți ani și tot ce vă doresc dumneavoastră. Avem aici la mulți ani bucurii și împliniri, felicitări pentru emisiune, familia Adrian Popica de la Novaci, iar un prieten comun care se uită la dumneavoastră. Da. De asemenea, cineva, Radu, vă urează să rămâneți veșnic tânăr și la 100 de ani. Urmează să vedem ce va fi atunci. O să mai revenim, că între timp a mai intrat un mesaj. Spuneam, ajungem la perioada 2004. De fapt, ați și vorbit de acest intermezzo de la primărie și până la momentul când v-ați înhămat, practic, la problema Doina Gorjului, după un titan, și invocat noi într-o altă emisiune personalitatea fostului director de la Doina Gorjului. Ați reușit să mențineți acolo unde era Doina Gorjului, din contră, poate că ați făcut și alți pași. Și iată, ansamblul rămâne dintre... Ia gândiți-vă, în anii 90, câte ansambluri folclorice erau la nivel de țară, sau acea perioadă după 90 când ele s-au înmulțit. Iar acum, dacă ei cu ansamblu profesioniste, mai sunt câteva la nivelul întregii țări. Da, chiar da. Celebrele, Ciocârlia și celelalte au mari probleme la acest moment, dacă mai funcționează, că nici nu știu acest lucru. Bine, Rapsodia Română este care s-a dus. S-a dus. Așa, și era emblema României la
într-adevăr s-a dus. Așa, ciocălia există, dar vreau să vă dau un exemplu. La nivel... Da, nu există și rezistă ciocălia. Este... Nu, mă refer că nu mai este atât de în prim planul activităților ca altădată. Directorul ansamblului Ciocălia la ora actuală este Steriana Sima, cu care azi am vorbit ultima dată. Realizatoare de televiziune, da. Și ea, da? Da, sigur că da. Dar vreau să vă dau un exemplu. Ansamblul Ciocălia are 3 perechi de dansatori. Mari și late. 3 perechi. Atât. În comparație cu Doina Gorjului, da, care are? Dintre care, nu știu câți, dar unul sigur este peste 50 de ani. Din cei 3 bărbați pe care are trupa de dans dans popular al lui Ciocârlia, da. Și o comparație cu Gorjul? Cu o comparație cu Gorjul, zic eu că nu mai e nevoie de comentarii. Nu, ca număr vreau să zic. Noi avem la ora actuală active 12 perechi. Deci, 12 un ansamblu serios, un ansamblu care poate să țină, aveți atâtea spectacole. Ce se întâmplă? Ne facem mari probleme de o vreme încoace, fiindcă pericolul care ne paște pe noi cei de la Doina Gorjului este ca acești copii care sunt cu adevărat minunați, când vor ajunge la vârsta pensionării, să ajungă cam toți odată. Și atunci există pericolul ca Doina Gorjului să rămână fără o trupă solidă de balet. Fapt care ne-a determinat să începem, să reluăm de fapt ceea ce începuse Liviu, să facem acea trupă de juniori ai Doinei Gorjului, dar de această dată altfel gândită, altfel clădită, încât cu adevărat să fie rezerva de mâine a Doinei Gorjului, a ansamblului. Deci, practic, aveți preocuparea să vină un schimb nou. Bineînțeles, Doina Gorjului, să nu uităm că a făcut în 2013, a făcut 65 de ani. Da, și mulți înainte și din această perspectivă. Noi, de fapt, în toate evenimentele organizate, sau toate le-am scris, le-am circumscris acestui eveniment măreț, mai chiar am avut un spectacol reușit, pot spune, fără niciun fel de teamă că voi greși la Sala Palatului, și am avut foarte multe spectacole mari. De exemplu, dacă ar fi, până la urmă, dacă ar fi să zic, să mă întrebați de un spectacol nereușit, n-aș avea ce să vă spun. Fiindcă noi nu lucrăm. A fi profesionist e altfel. Nu-ți permiți să urci pe scenă, să faci greșeli. Săptămâna trecută am avut un eveniment undeva la o gala a premiilor pentru turism la București și foarte mult au insistat firma care a realizat evenimentul. Noi am fost acolo cu un dans, cu un căruș și cu o piesă orchestrală cu Ciocârlia. Atât, 10 minute de spectacol. Dar foarte mult au insistat cei de acolo că să intrăm, să repetăm, să vadă, băi fraților, stați un pic așa, că noi nu avem de voi repetiție. Zic, nouă ne trebuie 5 minute până își pune coregraful dansatorii, spune, bă, tu aici, tu acolo, așa, tu vii acolo, tu aia, și atât, noi nu ne apucăm acum aici să rupem scena, să jucăm. Noi știm ce avem de făcut. Noi, asta facem în fiecare zi și mi se pare normal să avem atâta experiență câtă dovedim, să zic, în fiecare situație, în fiecare împrejurare, când suntem în contact cu scena. Da, a subliniat un lucru foarte important și se vede nivelul chiar când soliștii de la Doina Gorjului merg în spectacole la televiziunile din București sau la alte televiziuni regionale, se vede clar nivelul superior altora și se vede, până la urmă, profesionalismul. E adevărat însă un lucru pe care v-am mai întrebat, vă mai întreb. Și eu îl spun sincer, dacă îl știu. Da? Da? Ce o să facem, apropo, vorbeați de generația tânără la dansatori. Da. Deja la partea de soliști vocale aveți o generație tânără care vine puternic din urmă, ba din contră sunt deja vedete. Da. Dar mă gândesc că chiar și Petrică Mâțu Stoian, chiar și Nicolina Stoican și alte vedete de odinioară ale ansamblului au devenit vedete tot la Târgu Jiu. E adevărat că au plecat la un moment dat din diverse motive. Cei care sunt acum și au ajuns de la Valentin Zamfira sau mai știu eu cei din... pleca și ei? Nu, hai să completez. Da. Hai să completez. Completați. Cu ce... Așa. Au plecat, unele vor să revină. În fine, hai trecem peste asta. Foarte interesant, asta nu știam. Da, nu, dar asta înseamnă... Problema e următoarea. Cei care sunt, de care aminteam acum, generația tânără și care s-au format aici, au ajuns celebri aici, nu cumva o să facă și ei la un moment dat pasul?
Domnule, eu am un principiu și le-am spus, le spun și, și dansatorilor, fiindcă de ce să nu o zicem așa? Ei săraci sunt mai amăriți, mai oropsiți decât soliștii vocali. Ei stau un salariu acolo, că mai, dacă se mai aduc și mai cheamă cineva câteva perechi la o nuntă și le dă acolo câte 100 de lei, câte un milion de la vechi, zic Bogdan Prostu, dacă nu, nu, stau un salariu la. Eu le-am spus întotdeauna, mă, fraților, zic, eu am un principiu, fiecare să-și caute locul pe care, cum se, pe care îl consideră că, că e potrivit. Așa. Ce se întâmplă? Eu nu cred, la ora actuală, când vorbim cel puțin, nu cred că vreunul din cei tineri va pleca. Dar, dacă se va întâmpla să plece, și aș da un exemplu. Iată, Mirela Constantin. În fine, treaba ei s-a recăsătorit. Bine, a plecat, da. Ați dat-o dumneavoastră, nu se știe. Domnule, exact. Sau da, în ce caz se speculează, cel puțin dacă primim presa da, la o anumită factură. Mai ales presa, altfel nu s-ar vinde dacă n-ar da diverse interpretări și dacă n-ar face și speculații. No, pe undeva plecările sunt și normale și mă gândesc, da. Gândiți-vă doar la fotbal. Nu, da, zic asta. Cât urei putem exact, duce. Exact, da. Exact. Deci aici... nu, da. Nu, da, zic cu Mirela. Mirela e o voce bună. Cum să zic? Când ne pare rău că a plecat sau că, într-adevăr, nu mai putea rămâne după circul care l-a făcut separat televizor la Doina Gojului, și unul și celălalt sunt adevăruri. Dar asta nu înseamnă că Doina Gojului stă pe loc. Sau că ea, Doamne ferește, nu mai poate să arate ce poate, fiindcă a plecat de la Doina Gojului. Căile sunt nenumărate și deschise tuturor. Ăsta e principiul de la care plec eu. Vă mai pun o întrebare delicată, da. Și vreau să vă spun că am văzut-o la comentariile de pe Facebook în momentul când am anunțat emisiunea. Dar haideți să vă mai citesc un mesaj. Mă numesc Alex Popescu din Târgu Jiu. Îi doresc domnul Porumbel multă sănătate și un Paște fericit. Mulțumesc frumos, la fel, mai bine. Vă întreba cineva și aș vrea să-l și găsesc. Da. Dacă Doina Gorjului va avea din nou scandal politic în viitoarea campanie electorală. Nu cred, nu cred, nu. Și de două, cum să zic, acuzațiile pe care ne le aduc unii și o parte a presei, eu pot să zic că sunt nefondate. Cum să zic, noi până la urmă avem un plan de făcut și ne ducem pentru bani cu oricine. Mergem și ați mers aproape în toate localitățile, n-a contat primarul de o anumită orientare. Nu, mă refer și la alegeri. Până la urmă, cine ne dă bani? Că unii o fac numai să ne încerce, să vadă. Ia stai, bă, că se vede. Uite, stai să vă arăt eu că nu vine Doina Gojului. Păi dacă el mă contactează când eu am toate zilele deja cu spectacole normal, că nu pot să mă duc la nu știu care noi putem răspunde și altfel, în sensul că Doina Gojului va fi și în viitoarea perioadă a campaniei, că vrând nevrând aveți spectacole programate, sunt diverse festivaluri, sunt diverse manifestări. Bănuiesc că vom fi... Nu neapărat legat de campanie, dar veți fi în localitățile, multe din localitățile din Gorj. Sigur că da, și de ce nu? Hai să mai zic, păresc că vom fi, cum e vorba, ciuca bătăi și în continuare. Ce pregătiți în acest an, și vreau să vă spun că și asta era o întrebare, ce pregătiți iubitorilor de folclor în acest an, din punctul de vedere al spectacolelor? La ce să aștepte ei din partea Doinei Gorjului? Ce să vă spun, noi încercăm să diversificăm repertoriul, cum să zic, nu neapărat la fiecare spectacol, dar măcar la început de an, la cele luni de repetiții, noi vrem să venim cu altceva pentru scenă, care să ne țină de cald și nouă și spectatorilor, și telespectatorilor, în perioadele care urmează, respectiv pe timpul verii și chiar în toamnă, până când vine vremea obiceiurilor de an, a spectacolelor specifice anumitor momente. Anul acesta avem noutăți, avem și pe anul acesta avem și pe planul coregrafic. Chiar am montat suite noi, copii. Vreau să vă zic că între copiii minunați ai dansului de la Doina Gojului, cel puțin doi merită evidențiați, și anume Marian Stelea, care este alături de Valeriu Saraolu, de coregraful ansamblului,
sau de fapt este, mai bine zis, ei doi sunt împreună cei care păstoresc această aripă a activității ansamblului. Și dacă tot am început cu a vorbi despre copii minunați, să știți că Doina Grojului, nu greșesc dacă voi spune că marele noroc al nostru este faptul că este Doina Grojului un ansamblu cu artiști cu totul și cu totul deosebiți. Începând cu dirijorii, mă refer la maestru Parnica, maestru Blondea, vorbind de coregrafi și vorbind de interpreții vocali, ca să nu mai... De fapt, eu aș îndrăzni a spune că în Doina Grojului e la fel de important, sau la fel de important sunt toți, de la de la cei care sunt așa, de la mine. Cu siguranță acolo, trebuie să înceapă de la și cei, de la director, nu, de la, dacă și, e cineva să pună și până și până frâna. Până la femeia de serviciu, care ne lipsește din schemă la ora actuală, dar e și ea la fel de necesară și de importantă într-un ansamblu. Fiecare are rolul lui acolo, fiindcă fiecare are misiunea lui. Și până la urmă, chiar dacă, să zic, nu toți sunt angrenați în actul artistic, deși sunt peste 60 angrenați, din totalul de 76 de angajați, peste 60 sunt cei care se urcă pe scenă. Da, foarte interesant. Așa? Și, dar, repet, și ceilalți pot să-și aducă și ei cumva, direct sau indirect, aportul în realizarea spectacolului. Suntem pe final de emisiune. Pentru un minut și ceva, nu vă lăsăm să profităm de situație, să ne spune și câteva versuri, să încheiem cu câteva versuri pe care dumneavoastră obișnuiți să le spuneți pe la diverse manifestări. Nu, aveți... Ce se întâmplă? Haideți să ne înțelegem. Eu de regulă nu-mi place să mă laud. Jur când spun asta, jur că cu mâna pe inimă, că nu-mi place. Dar vreau să vă spun că, cel puțin după atâtea spuse ale altora, repet, să nu miroase laudă, vă rog din sufletul meu și pe telespectatorii rog. Se pare că am fost oarecum, un copil excepție. Eu am scris poezii, când eram în școala generală. Am avut un mare profesor de limba și literatura română, doamna profesor Angela Bonduc, Angela Adinescu, cea care este soacra domnului doctor Munteanu, poate că așa, și de la dumneavoastră am învățat să scriu corect, de la dumneavoastră am învățat să iubesc literatura și chiar să pătrund încet, încet în tainele versului. Așa că eu nu sunt recitator, dar... am înclinații în continuare și mai ales către versul popular. Tocmai că știu. Eu le fac cântece la... Tocmai că și asta și știu. Mai am o hibă. Unii mă acuză de la Doina Grojului, așa, deși eu întotdeauna le spun că ei nu știu ce e frumos. Eu, sincer să fiu, iubesc folclorul de mărcinime, așa cum că aveam într-un cântec... florile iubesc soarele atunci când le mângâie dimineața. Eu cred că acest folclor cu care m-am născut, cu care am trăit și pe care nu mi-e rușine să spun că îmi place să-l cultiv, chiar mă pricep, le-am spus, că le mai spun alor mei de acolo, bă, fraților, dacă e vorba de ciobănesc, vă rog frumos să nu mă contraziceți. Până aici zic, la oltenesc mă bag cât știu eu cât pot. Dar nu peste măsură, dar la ciobănesc vă rog frumos, să nu mă contraziceți, că aici nu vă dau voie. Pe nesimțite ne-a spus câteva versuri, ne mai spuneți ceva? Păi versuri n-am, să vă spun așa că vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat aici, vreau să le mulțumesc tuturor telespectatorilor, iertați-mă, și tuturor celor care au fost și sunt alături de mine, de ai mei și de familia mea și de familia noastră a Doinei Grojului. Și vrem, și în ce mă privește, vă asigur de acest lucru, și eu, dar și colegii mei de la Doina Grojului, vrem să rămânem alături de dumneavoastră. Știu că niciodată nu ne vom ridica la pretențiile tuturor și nu vom fi pe placul tuturor, dar
vrem totuși să placem celor mulți. Vă mulțumim. Trebuie să spunem că spunea cineva într-un mesaj pe vremuri, ne mândream cu ansamblu Nedeia Novaci, așa ne mândrim acum cu Gheorghe Porumbel din Novaci, Titel. Cineva Titel spunea asta. Mai sunt și alții mulțumesc, care vă urează mulțumesc. La mulți ani. Mulțumesc, ne felicită mulțumesc. Pe noi pentru această emisiune. Avem foarte multe mesaje. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă urăm încă o dată la mulți ani. Vă mai așteptăm în această emisiune și în altele de pe NSA TV. Ați promis că la 100 de ani facem o emisiune. Cu siguranță. Cu siguranță. Mulțumim, dragi telespectatori, mulțumim de atenție. La revedere.